da? Să mai spuneți, vă rog frumos, numele ei. Amelia. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. În numele Tău, Doamne, Dumnezeul adevărului și al lunii născut Fiului Tău și al Duhului Tău celui Sfânt, pun mâna mea peste această roabă, Amelia, care s-a învrednicit a scăpa către numele Tău cel Sfânt. A se păzi, Doamne, sub acoperământul aripilor Tale. Depărtează, Doamne, înșelăciunea cea veche și umple pe ea de credința ce întru Tine. De nădejde, de dragoste, ca să cunoască ea că Tu ești unul Dumnezeu, Dumnezeul adevărat și unul născut Fiul Tău și Domnul nostru Iisus Hristos. Și Duhul Tău cel Sfânt și dă-i, Doamne, să umble păzind toate poruncile Tale și cele plăcute Ții să săvârșească, pentru că te va face omul acesta. Viu va fi prin el. Scrie, Doamne, pe aceasta în cartea vieții Tale. O unește, Doamne, cu tumna moștenirilor Tale, ca să preaslăvească de ea numele cel Sfânt al Tău și al iubitului Tău Fiu al Domnului nostru Iisus Hristos și al Duhului Tău celui de viață făcător. Să fie, Doamne, ochii Tăi căutând întotdeauna cu milă spre ei, iar urechile Tale să asculte glasul rugăciunilor. Veselește, Doamne, pe antru lucru mâinilor Rei și în tot neamul ei, ca să mărturisească Ție închinându-și și slăvi numele Tău cel mare și prea înalt, să Te laude pururea în toate zilele vieților, căci pe Tine Te laudă toate puterile cereașa Ta este slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu pace Domnului să ne rugăm, pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre. Domnului să ne rugăm, pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserii și pentru unirea tuturor. Domnului să ne rugăm, pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei care cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu întrânsa, Domnului să ne rugăm, pentru ca să sfințească această apă cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh și pentru ca să-i trimite harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, Domnului să ne rugăm, pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței și a dreptei credințe, prin venirea Sfântului Duh, și pentru ca să se arate această apă izgonitoare de toată bântuiala vrăjmașilor, celor văzuți și a celor nevăzuți, Domnului să ne rugăm, pentru ca să se arate ea fiica luminii și moștenitoare a veșnicilor bunătăți, și pentru ca să se facă ea împreună sădită morții și învierii lui Hristos Domnul nostru, Domnului să ne rugăm, pentru ca să se facă ei aceasta apă baia nașterii din nou spre iertarea păcatelor și spre îmbrăcămintea de nestricăciune, pentru ca să audă Domnul Dumnezeul glasul rugăciunii noastre și pentru ca să fim izbăviți ea și noi de tunecazul, mânia, primejdea și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Că Tu de bunăvoie, toate aducându-le, dintr-o neființă într-o ființă cu puterea Ta ți-i făptură, dar și cu purtarea Ta de grijă chivernisești lumea, Tu din patru stihii așezat făptura cu patru vreme în cununa curgerea anului. De Tine se cutremură toate puterile îngerești, pe Tine Te laudă soarele, pe Tine Te slăvește luna. Ție-ți pleacă stelele și pe Tine Te ascultă lumina, de Tine se îngrozesc adâncurile, Ție-ți slujesc izvoare. Tu ai întins cerul ca un cort, Tu ai întărit pământul peste ape. Tu ai îngrădit marea cu nisip, Tu spre răsuflare revărsat aerul. Puterele îngerești Ție slujesc și cetele arhanghelor Ție ți se închină. Ieruvimii cei cu ochi mulți, dar și serafimii cei cu câte șase aripi împrejur stând și zburând, de frica slavei Tale cele necuprinse se acoperă. Că Tu, Dumnezeule, fii necuprins de gând și de cuvânt și fără de început ai venit pe pământ, chipul nostru luând, într-o asemănare omenească făcându-Te.
că ne-ai răbdat, Stăpâne, pentru îndurărilor milor tale, să vezi neamul omenesc, ni de diavol, ce ai venit și ne-ai mântuit pe noi și mărturisim harul Tău. Vestim, Doamne, mila Ta și nu tăinuim facerea Ta de bine. Toată firea omenească ai zbăvit-o, pântecele fecioare l-ai sfințit cu nașterea Ta. Toată făptura Te laudă pe Tine, Cel care Te-a arătat, că și Tu, Dumnezeul nostru, pe pământ Te-ai arătat și cu oameni vețuit. Tu, trimițind din cer pe Duhul Tău cel Sfânt, ai sfințit curgerea Iordanului și capetele balaurilor, care se încuibastră acolo le-ai zdrobit. Tu însuți, dar, iubitorule de oameni împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului Tău Duh și sfințește și apa aceasta. Tu însuți, dar, iubitorule de oameni împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului Tău Duh și sfințește și apa aceasta. Tu însuți, dar, iubitorule de oameni împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului Tău Duh și sfințește și apa aceasta. Dă-i, Doamne, harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului. Fă, Doamne, pe ai izvor de nestricăciune, dar de sfințenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli diavolilor pe ire, de puterile cele potrivnice neatinse, pline de putere îngerească. Să fugă, Doamne, de la apismașii zidirilor Tale, căci am chemat numele Tău cel Sfânt, minunat și slăvit, întru toți vecii. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii Tale toate puterile cele potrivnice. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii Tale toate puterile cele potrivnice. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii Tale toate puterile cele potrivnice. Puteți să dezbrăcați. Să se depărteze, Doamne, de la noi toate nelucirile, cele din văzut și nearătate. Să nu se mai ascundă în această apă Duhul cel întunecat. Și ne rugăm, Doamne, nici să se pogoare la aceștia care se botează. Duh viclean care aduce întunecare gândurilor și tulburare cugetului. Și Tu, Stăpâne a toate, arată această apă, apă de izbăvire, apă de sfințire, curăție trupului și sufletului, dezlegarea legăturilor și iertarea păcatelor, luminarea sufletului și baia de a doua naștere, înnoirea Duhului și har de înfiere, îmbrăcăminte de nestricăciune, izvor de viață. Că Tu, Doamne, ai zis, vă spălați și vă curățiți, scoateți vicleșugurile din sufletele voastre, Tu ne-ai dăruit nouă de sus, a doua naștere prin apă și prin Duh. Te arată, Doamne, în această apă și da acestora care se botează, se schimbe prin ea, să lepede pe omul cel vechi, stricat de poftele înșelăciunii, se îmbrace în cel nou, care este noit după chipul ziditorului său, ca fiind împreună sădiți cu asemănarea morții Tale prin botez. Să se facă, Doamne, părtaș învierii Tale. Și păzind darul Sfântului Tău Duh și sporând așezământul Harului, să ia plata chemării cele de sus, se numere cu cei întâi născuți în cer. Întru Tine, Dumnezeule și Domnul nostru Iisus Hristos, că Ție se cuvine slava, puterea, cinste și închinăciune, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, care celor ce erau cu noi în corabele ai trimis porumbelul, având în gură ramură de măslin, semnul împăcării și al mântuirii din potop. Ai închipuit, Doamne, prin acelea taina harului. Ai dat rodul măstrinului spre plinirea sfintelor Tale taine, care prin el ai împlut de Duh Sfânt pe toți care erau în lege, iar pe cei ce sunt în har îi faci să săvârșiți. Însuți binecuvintează, Doamne, acest un de lemn, puterea, lucrarea și pogorârea Sfântului Tău Duh, ca să facă acesta ungere de nestricăciune, armă dreptății, înnoire sufletului și trupului, izgonirea toată lucrarea diavolească spre lăturarea tuturor răutăților, pentru toți care se un cu credință sau vor și gusta din ea, spre slava Ta și a unei născut Fiului Tău, și a prea Sfântului și bunului de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aminte, aliluia, 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 să luăm aminte, aliluia, 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 să luăm aminte, aliluia, aliluia, aliluia. Se botează roaba lui Dumnezeu, Amelia, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeule atoțiitorule, izvorul bunătăților și soarele dreptății, care celor ce erau în întuneric le-ai strălucit, Doamne, lumina mântuirii prin arătarea unui născut Fiului Tău, dar și Dumnezeului nostru. Ne-ai dărit nouă nevrenicilor, Doamne, fericita curăție prin Sfântul Botez și Dumnezeiasca Sfințire, prin ungerea cea făcătoare de viață, care și acum ai binevoit a naște din nou, pe robii Tăi aceștia n-o luminați prin apă și prin Duh. Le-ai dărit, Doamne, iertarea păcatelor celor de voie și a celor fără de voie,
Însu stăpâne preandurat împărate al tuturor, dăruiește-le pe cetea darului Sfântului și întru tot puternicului și închinatului tău Duh și împărtășania cu Sfântul Trup și scumpul sânge al Hristosului tău. Păzește pe-i, Doamne, într-o sfințenia ta, îi întărește în credința ortodoxă, izbăvește-i, Doamne, de cel rău, dar și de toate uneltirile lor. Păzește sufletul ei în frica ta cea mântuitoare, în curăție, în dreptate, ca în orice faptă și cuvânt bine plăcânție. Să facă, Doamne, fiică și moștenitoare cerești tale împărății, că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeul care miluiești și mântuiești. Și ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia! Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Aleluia! Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Aleluia! Din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel vom citi: fraților, voi nu știți că sunt toți câți în Hristos. Ne-am botezat într-o moarte a Lui, ne-am botezat, deci ne-am îngropat, Doamne, cu El în moarte prin botez, pentru că precum Hristos a înviat din morți. Prin slava Tatălui așa să umblăm și noi într-o noirea vieții, căci dacă am fost altoiți pe El prin asemănarea morții Lui, atunci vom fi părtași învierii Lui, cunoscând aceasta că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El ca să nimicească trupul păcatului, pentru a nu mai fi robi ai păcatului, căci cel care a murit a fost curățit de păcat. Iar dacă a murit împreună cu Hristos, crede că vor și viețui împreună cu El, știind că Hristos înviat de morți nu mai moare. Moartea nu mai are stăpânire asupra Lui, că și-a murit, a murit păcatului odată pentru totdeauna. Iar ce trăiește, trăiește Lui Dumnezeu. Așa și voi socotiți-vă că sunteți morți păcatului, dar vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus, Domnul nostru. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Evanghelist Matei se va citi. Să luăm aminte, în vremea aceea, cei 11 ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le-a poruncilor Iisus, și văzându-L s-au închinat lui ei care se îndoiseră, și apropiindu-se Iisus le-a vorbit lor zicând: mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, drept aceea mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Cel care ai dăruit roabei tale, Amelia, izbăvire prin Sfântul Botez, i-ai dat, Doamne, noirea vieții, însuși să pune binevoiește să strălucească întotdeauna lumina feței tale în inima ei. Apără, Doamne, pavăza credinței ei nebântuită de vrăjmaș. Păzește nespurcată și neîntinată haina nestricăciunii, cu care s-a îmbrăcat păstrând într-o ea cu harul tău, nestricata pe cete cea duhovnicească, și fii milostiv acestea și nouă după mulțimea îndurărilor tale, că s-a binecuvântat să vii prea cinstitul și de mare cuvință numele tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeule, care prin spălarea botezului dai strălucire cerească celor botezați,
Cel care a doua oară ai născut pe robii tăi aceștia, n-o luminați prin apă și prin Duh. Le-ai dăruit, Doamne, iertarea păcatelor celor de voie și a celor fără de voie. Pune peste ei mâna ta cea puternică și păzește, Doamne, cu puterea bunătăților tale. Ferește arvuna nefurată și învrednicește ca bine plăcânție. Să dobândească viața de veșcă căștuie sfințirea noastră și ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei care s-au îmbrăcat în turtinei ristoase, Dumnezeule, ție dinpreună cu noi și-a plecat capul și păzește să rămână ostași nebiruiți împotriva celor ce poartă în zadar dușmănia asupra lor și asupra noastră. Și arată-ne, Doamne, pe toți biruitori până la sfârșit, ca să primim cununa ta cea neperitoare. Căci a Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi și ție slavă să-ți înălțăm totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Dreptate Te-ai luminat, Te-ai sfințit, Te-ai botezat, Te-ai numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care cu chipul Tău ai cinstit pe om și l-ai întocmit din suflet cugetător și dintr-o bine alcătuit, ca trupul să slujească sufletului și punând capul peste celelalte mădulare ai așezat în el mai multe simțiri care nu se împiedică una pe alta. Ai acoperit, Doamne, capul cu pieri ca să nu se vadă mai de schimbările vremii și toate mădularele spre trebuințele ai sădit, ca pentru toate să-ți mulțumească ție, prea bunule meșter, însuși stăpâne, care prin vasul tău cel ales, apostolul Pavel, ne-ai poruncit nouă ca toate să le facem spre slava ta. Pe roaba ta aceasta care începe așa de părul capului, binecuvintează, Doamne, împreună cu nașii. Dă-i, Doamne, să gândească toate întru legea ta, să facă toate cele bine plăcute ție, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeule, și ție slavă să-ți înălță, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor! Capetele noastre, Domnului, să le plecăm ție, Doamne! Doamne, Dumnezeul nostru, care prin săvârșirea Sfintei Taina Botezului, cu bunătate Ta ai sfințit pe cei care cred întru Tine, binecuvintează acest prun, pogoară, Doamne, peste capul ei binecuvântarea Ta cea cerească, precum ai binecuvântat pe prorocul Samuel, pe împăratul David, binecuvântează și capul roabei Tale, Amelia, prin a mea mâna păcătosului preot. Cu Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, ca sporind ea cu creșterea și cu cărunțile bătrâneților să-ți înalțe slavă și să vadă bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții sale, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru aceasta nobotezată Amelia, pentru sănătatea și mântuirea ei. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru robii Tăi, nașii acestui copilaș, numele nașilor Arpad și Alina, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeule, ești. Și ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amelia, și mi-a mai zis Margita, hai să spun. Thank you.